După cum au decurs ostilitățile în teren, FC Argeș ar fi meritat să plece cu cel puțin un punct din capitală, însă alb-violeții au plătit tribut lipsei de eficacitate în fața porții. Metaloglobus București se poate considera o echipă norocoasă, întrucât a avut doar două situații de gol pe parcursul celor 90 de minute și a înscris un gol de 3 puncte. După o perioadă de tatonare de un sfert de oră, argeșenii au pus presiune pe adversar. Rând pe rând, Buhăiescu, Gugu și Raul Costin s-au întrecut în ratări monumentale spre disperarea stafului tehnic și a celor 50 de suporteri piteșteni prezenți la meci. Alb-violeții au introdus balonul în poarta gazdelor prin Vasile Gheorghe chiar înainte de pauză, însă tușierul a ridicat fanionul semnalizând poziția fără din joc a fotbalistului piteștean. După revenirea de la cabine, FC Argeș a crescut presiunea la poarta oaspeților, iar ocaziile de gol s-au înmulțit. Barbu și Buhăiescu au fost foarte aproape de a deschide scorul, însă șuturile acestora nu și-au atins ținta. Contrar cursului jocului, Metaloglobus a deschis scorul prin Potecea, care l-a învins pe Octavian Popescu cu un șut din 6 metri, stabilind totodată și scorul final. În următoarea rundă de campionat, programată la finalul acestei săptămâni, echipa din Trivale va primi vizita formației Chindia Târgoviște, într-un joc considerat derbiul etapei.